Deci, în perioada imediat următoare, odată cu venirea iernii și odată cu agravarea situației datorită pandemiei, aș vrea să comunic cetățenilor două lucruri foarte importante din punctul nostru de vedere și la fel și din punctul lor de vedere. Avem o științare la nivel de fiecare abonat al nostru, o științare care o va primi odată cu primirea facturii, prin care oferim tot ce putem noi în momentul de față ca să fie cât mai ușor plata facturilor la apă, cât și înregistrarea consumurilor la cei care au conturi online. Deci de asta revin puțin cu aceste conturi online, care începând de odată cu pornirea pandemiei din martie, practic s-au dublat, dar încă sunt puțini, undeva la nici 10% din abonații noștri au cont online. Avem paginile contului online, se știu, în primul rând poate să-și dea autocitirea, poate să facă plata online, poate să aibă un istoric al facturilor. Mai mult decât atât, având cont online și ne pot transmite toate reclamațiile, sugestiile și nemulțumirile lor pe site-ul nostru, lucru care ne ajută să putem interveni sau să putem remedia lucrurile care au apărut. Mai mult decât atât, având în vedere condițiile în care lucrăm în pandemie, APA Sterv are un program de funcționare pe schimbul și schimbul 1 și schimbul 2. Și atunci orice problemă care este de care știm noi, putem să facem vis-a-vis de acele diferențe la nivel de scări de bloc, putem face o monitorizare și pe perioada după amiezei schimbului 2, deci putem avem o flexibilitate în așa fel încât ca toate problemele care apar și care știm că ele sunt nemulțumiri de ani și ani de acele diferențe, putem face o monitorizare la nivel de scări de bloc. Dar revin la plățile online. Deci plățile online se pot face cu cardul bancar atât la cei roboței de la BCR, la toate punctele în care avem, în care sunt terminale PayPoint și Mobile Distribution, ele sunt aproape la fiecare magazinaș. Dar pentru asta trebuie să aibă cont online. Cont online ca să primească, să aibă toate informațiile. Ei, odată cu factura avută, ei pot să plătească, dar nu au toate informațiile dacă nu au acest cont online. Dacă mai e ceva de completat, Roxana, de parte comercială, vis-a-vis de treaba asta. Ar fi de completat că toate costurile care sunt implicate de tranzacții sunt suportate de APA Sterv. Nu implică costuri suplimentare din partea clienților noștri. Pot să facă plăți online exact cum plătesc și celelalte utilități. Fiecare are conturi deschise la diverse bănci cu comisioane în funcție de contractele pe care le au ei ca și persoane fizice. Pentru plata facturilor APA Sterv și nu trebuie să plătească costuri suplimentare. Este important să îi încurajăm să apeleze la aceste metode de plată care cândva erau moderne, dar acum sunt utilizate frecvent și nu sunt străine aproape nimănui, atât pentru protecția abonaților, cât și pentru protecția salariaților noștri. Dacă e o greutate, până la urmă, să aibă acest cont online, am mai deschis încă o dată acțiunea de a prelua de la abonații noștri să identificăm cu numărul de telefon. Pentru că cu numărul de telefon îi putem anunța vis-a-vis de restricții și putem cumva continua. Avem pe sistemul de WhatsApp, pe partea comercială, să avem informații. Dar pentru asta a fost o reticență la început cu legea asta cu protecția datelor. La prima acțiune în care am trimis noi la fiecare centru de încasări, am pus bilețele în care se zică nume, prenume, unde locuiești și numărul de telefon sub semnătură. A fost o reticență, dar de ce vrem? Și chiar au fost reclamații că nu avem voie. Noi o continuăm, dacă vrea omul bine, dacă nu vrea, nu vrea. Dar
informarea lor vis-a-vis de restricții, vis-a-vis de ce înseamnă parte comercială, de acolo o putem face și, și prin SMS, dar avem nevoie de numărul lor de telefon. O parte din abonați am înțeles, pe partea comercială sesizările și sunt primite pe numărul de WhatsApp, de acolo e distribuit la fiecare centru de încasări și de acolo facem răspuns ori telefonic, ori la fel cum am primit sesizarea. Dar cum pot face asta cu contul online cei care sunt asociații? Sunt foarte. Cei care sunt la asociații, ei nu pot pentru că nu le emitem facturi lor. Noi emitem facturi asociațiilor. Dacă s-a deschis discuția și cu asociațiile, noi suntem într-o continuă acțiune să-i preluăm pe cei care vor să vină de la asociații. Dacă în prima fază era condiționalitate să nu aibă datorii la asociație, am dezvoltat o altă procedură prin care, chiar dacă au datorii, ei poate să vină la preluarea serviciului și încasarea serviciului de alimentare cu apă de la Apaser. Dar pentru asta trebuie să urmeze câțiva pași, adică să fie o adeverință în care și el să știe ce datorie are la asociație, cu ce datorie vine la Apaser, și din clipa aia el devine abonatul nostru. Pentru că de cele mai multe ori, având în vedere că noi cu toate asociațiile din Valea Jiului ne judecăm pentru că au acumulat debite foarte mari, au scăzut încasările cu 55% la asociații. Deci este, asta înseamnă că omul plătește la asociație, că asociația ne-ar plăti. Ei să nu creadă că dacă vin la APASERV, li se pierd debitele restante. Dar va fi o urmărire între ei, adică noi, asociația plus omul care are datorie. Dar chiar dacă are datorie la asociație, e o sumă care o știe și asociația, o știm și noi, o știe și omul, și el poate să vină la încasare directă. În momentul în care a venit la încasare directă, în momentul ăla răspund la întrebarea care mi-a spus-o, poate să-ți facă cont online, primește factura de la APASERV, el va avea ori o eșalonare de plată făcută cu asociația și asociația ne dă acel angajament de plată ca noi să-l putem urmări în momentul în care plătește noi să scădem suma aia de la asociație, sau poate să facă un angajament de plată cu APASERV, important e să-l respecte. De aia trebuie acea adeverință semnată între asociație, APASERV și beneficiar al serviciului de apă și canalizare. Tot că vine partea de vine iarna, știm că citirile în Valea Jiului sunt citiri de simple, deci citire văzând apometru și autocitire. În momentul în care nu se face autocitire, telecitire. În momentul în care începem noi să citim apometrele, se știe că am introdus regula că odată la 3 luni vedem apometru, în rest se estimează. Având în vedere că vine perioada de iarnă, trebuie să facem un apel tuturor, către toți abonații noștri, că ar fi bine să își protejeze apometrele. Dacă unii sunt în perioada de estimare a consumului, odată cu intervenția la proprietatea lor, ei trebuie să aibă grijă de apometru. Odată cu intervenția la apometru, adică izolarea lui, ar trebui să-și facă o autocitire, autocitire care poate fi transmisă. Dacă are cont online, o transmite online, dacă nu are cont online, o transmite prin orice altă modalitate la APASER. Ei deja știu, merg direct la centrele de încasări. Noi ținem cont de citirea lui, deci de acea autocitire, pentru ca nu cumva, după ce și-a izolat el apometru, să ne apucăm noi să scoatem toată izolația. Mai simplu e cu cei cu radiocitire, deoarece în Petroșani avem peste 2000 de puncte cu telecitire, peste 2000 de puncte cu telecitire, pe Petrila în jur de 1000, odată cu derularea programului european, deja și în Lupeni avem în jur de 400, în Urican la fel în jur de 400 de telecitiri. Aici intervine o altă problemă în care
omul merge pe ce spunem noi. Dar sunt și persoane, în momentul în care au vreo pierdere sau au un consum foarte mare, vin cu reclamația la noi că acea telecitire nu este ok, că vreau să spun că odată cu telecitirea se poate vedea și fizic. Cu telecitirea, practic, vedem de la distanță fizic cât se înregistrează dafometul. Adică nu este diferența între telecitire și ce înregistrează dafometul. În momentul în care e câte o sesizare din asta, putem demonstra oricând că indexul este indexul care îl poate citi și omul. Și atunci, chiar dacă omul știe că are beneficiarul, are apometru cu telecitire, el la fel trebuie să-și izoleze apometru, ar trebui să-și facă o autocitire. Autocitire care să fie confirmată prin factura care urmează să-i vină după ce și-a făcut la autocitire. Adică, chiar dacă e cu telecitire și noi știm, acolo mergem lunar, unde avem telecitire, mergem lunar. Chiar dacă noi știm care e consumul lunar al lui, chiar dacă îl izolează cu vate minerale, cu polistiren, cu alte metode de izolare, problemele pot să apară la acel punct de măsură. Deci de-aia e bine în momentul în care el, înainte să-și facă acea izolare, să fie convins, indexul care l-a dat noi, care îl vede pe factură în urma telecitirii, același index care îl vede el fizic la, pe apometru. Deci în perioada imediat următoare, în următoarele luni, APASER de noiembrie și decembrie își propune ca să citească toate apometrele, ca să nu fie un deranj pentru ei în perioada de iarnă, dacă ei se îngrijesc să-și izoleze apometru datorită temperaturii scăzute, care cu siguranță vor ieși. Din punct de vedere al funcționalității întregului sistem de alimentare cu apă, deja am început lucrările specifice de decolmatare a captărilor, începând de pe Taia până în Valea de Pești. E o activitate care noi o facem deja an de an. Nu avem probleme vis-a-vis de debitele care le tratăm. Lacul Valea de Pești e la cotă de prea plin, deci avem o siguranță dacă vine o perioadă mai secetoasă. Și chiar dacă vine perioadă mai secetoasă, am fost cumva obișnuiți deja că la orice probleme cu acumularea Valea de Pești să putem funcționa de pe cele două părâuri, Buta și Lazărul sau numai Lazărul, astfel încât să nu fie afectată alimentarea cu apă a întregului vest a Băinjiului. Deci, din punctul ăsta de vedere, suntem de pregătit pentru sezonul de iarnă. Până a intra în iarnă, avem o lucrare importantă pentru noi, o reabilitare a unui rezervor din Petrila, care ne va da o siguranță în funcționarea întregului sistem de alimentare cu apă, în momentul în care avem restricții datorită diferitelor probleme ce pot apărea la stațiile Taia, în special, pentru că stația Jieț, știm că de când a fost reabilitată, n-a fost oprită niciodată din cauza turbidității. Totodată, în urma inundațiilor din iunie, APASERV a ajutorul guvernamental, cei 2.300.000 de lei ce am primit, am început să refacem, în primul rând la stații, instalațiile care au fost afectate, instalația de la Valea de Pești, instalația de reactivi. Foarte afectată a fost stația de epurare de Nuțoni, în care mare parte din partea de automatizare și, și parte din pompe din fluxul intern al stațiilor au fost afectate, adică au fost afectate în sensul că au ars, când a ajuns apa la tablourile electrice, vă dați seama ce s-a întâmplat, stația fiind lucrând, fiind complet automatizată. Riscul cel mai mare, care încă este pentru alimentarea cu apă a vestului Băinjiului, este acea porțiune de 400 de metri de conductă de aducțiune firul 1, care a fost luată de ape. Vă pot spune că chiar astăzi
se semnează contractul și lucrurile o să înceapă de săptămâna viitoare, ca să se continue, să se repună, să se remonteze tronsonul ăla de 400 de metri de conducte, astfel încât să avem alternativă în cazul în care apar probleme pe aducțiune, asta însemnând alimentarea orașelor Uricanul pe Vulcan, inclusiv partea de sud a orașului Petroșani, noastră și partea de sud a orașului Petroșani. Am achiziționat deja pompele care au fost distruse în urma inundațiilor. La următoarea întâlnire, datorită restricțiilor de apă, noi aveam, puteam suplimenta, în momentul în care erau restricții de apă, ne puteam suplimenta doar cu două utilaje, să zic așa, necesarul de apă în zonele respective, care erau afectate. Am demarat o acțiune și spre finalizare avem, o să avem trei echipamente mobile care vor putea fi branșate, în momentul în care sunt restricții de apă la punctele cele mai importante. Asta înseamnă școli, grădinițe, brutării sau alte zone.